au trăit în vremuri destul de grele. Și totuși, Dumnezeu i-a făcut să rămână împreună, să rămână uniți. Și prin dragostea pe care Dumnezeu o poartă față de oameni, ne dă putere și tărie să mergem și să trecem toate lucrurile care sunt destul de dificile. La 50 de ani de căsătorie, o jumătate de secol, vă dați seama, sună cumva emoționat. Sunteți de o jumătate de secol împreună. Ce a contribuit la asta, mă gândesc și eu. Și noi suntem căsătoriți, dar bănuim că dragoste, iubire, înțelegere, acceptare. Ați devenit un model pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim mult, felicitări și succes, viață lungă și multă sănătate vă dorim.